Bonjour, El. Sunt Tarotela. Bine, Tarot Ela, dar uneori îmi place să zic Tarot Tela, așa îmi place mie. Și cine are ceva de comentat, să ironizeze jocurile astea de cuvinte, de tonuri, să rămână cu ironia, eu îmi văd de treburile mele. Bonjour, El. În sfârșit, m-am adunat și eu, de pe aici pe acolo, prin toate emoțiile prin care trec. Tot timpul, nu pot să zic că doar în ultima vreme, tot timpul. Și m-am hotărât, sper să nu mă îmbolnăvesc până la sfârșit. Mai ales că am obiceiul ăsta când sunt emoționată, mai încurc cuvintele, se suprapun, se opintesc, nu vor să iasă, eu le forțez și ia ca așa. E tot o luptă. Ei bine, când sunt nervoasă, un adevărat bombardament, fără pauză. Dar când totuși mă las așa copleșită de emoții, emoții faine, se întâmplă să limbajul uman să întâmpine greutăți. Eventual, probabil e o provocare ca și eu și cei care mă ascultă să comunicăm de la inimă la inimă, de la suflet la suflet. Asta e perna mea dragă. Sunt și regina de spade, sunt și regina de monede, sunt și regina de foc și în suflet am o mare cupă. Sunt toate reginele la un loc. Când vreau să fiu. Și ia ca acum vin cu ce simt. Eu nevoia să vă împărtășesc. Cred că din februarie. De când am început să lucrez la cartea Liviei Dimulescu, o sensibilă doamnă din Ploiești, o carte de poezii care se numește Femeia la 50 de ani și care m-a impresionat foarte mult. Livia Dimulescu este o doamnă foarte sensibilă care pe la 40 ceva de ani a descoperit că are cancer și evident că a fost marcată, a trecut prin foarte multe, însă, ca toți cei care practică arta, a aflat sau i s-a confirmat a nu știu câta oară că prin artă se vindecă și își menține sufletul tânăr. Și ea că a putut prin 2000, bine, dânsa a scris mai multe, ea a scris mai multe, mie e o prietenă dragă. Și ne-am înțeles de la prima întâlnire, din prima privire sau de la prima privire. Evident, eu am Venus pe soarele ei, ea soare pe Venusul meu și alte aspecte faine. Vărsător pești. În fine, interesante combinații. Și a scris prin 2018 o serie de poezii pe care încă nu le-a publicat. Acum urmează. Din păcate, proiectul a fost început când a intrat Mercur în retrogradare și evident, când a ieșit, a început carantina, deci lucrurile au încetinit. Dar să sperăm că totuși această micuță carte de poezie va ieși la lumină pentru că merită, Livia, și sper ca cei din Ploiești, din Prahova, poate chiar din București, când va ieși cartea, să fie doritor să o citească. Eu acum o să vă fac un pic introducerea. Dar de ce vreau să fac această introducere? Pentru că, de fapt, vreau să lansez un alt fel de a comunica cu voi. Știți bine că adevărații alchimiști, și îmi place cuvântul ăsta la nebunie, șamani, credincioși, oameni de spirit, au găsit mesaje peste tot. Și cel mai interesant este că au învățat să se transforme din orice în direcția, evident, cea bună. Sper ca cei care încă sunteți în căutarea unui drum, a unei misiuni, a unei cauze, a unui ideal, să învățați lucrurile astea cât mai repede, că timpurile sunt foarte speciale. Eu personal simt de la an la an, din ce în ce mai des, că primesc mesaje pe multe căi. Sunt convinsă că și Isus a primit pe multe căi, nu doar citind Scriptura, a primit pe multe căi vești, confirmări despre misiunea sa și nu doar el. Dar el este evident idealul suprem, cel puțin pentru mine.
Evident că și alți mari oameni de spirit și alți oameni de cultură. În fine, poate sunt eu altfel. Sunt convinsă că printre cei care s-au abonat acestui canal, sunteți și voi, ca mine, că cine se atrage se adună, nu? Se aia, nu? Parcă așa era proverbul. Sunt convinsă că mulți dintre voi învățați să ascultați din mersul vântului, din forma frunzelor, a umbrelor, a luminii, a culorilor, a sunetelor. Și cei mai norocoși învățați să și creați. Și creând, da, e corect. Vă recreați pe voi. Cam lungă introducerea, Ela, cam lungă. Asta e, mă mai ia și pe mine valul. Am spus că din februarie mi-am dorit să vin alături de voi cu o serie de poezii. Și, cum am spus mai devreme, în conceptul că orice ne poate inspira în anumite momente. Și v-am spus, poate, uneori, că pentru mine tarotul nu este singura cale de comunicare, nici cu divinitatea, nici cu voi. Și înainte de tarot am avut alte, pe care sper să le împărtășesc, alte feluri de a comunica și de a primi mesaje. Și de a mă înțelege. Nu știu câte poezii o să citesc. Probabil că o să pun în titlu, o să atașez în titlu numărul și o să vă rog să fac o mică pauză înainte să încep prima etalare sau probabil că frumos ar fi să vă uitați un video, să vedeți unde începe numărul 1, 2, 3 și cât o mai fi. Nu știu câte poezii o să citesc. Însă, luați aceste mesaje ca fiind de la îngeri, eventual, pentru că, de fapt, ei ne inspiră în momentele noastre de creație. Că e muzică, poezie, artă, dans, nu contează. Chiar și, eu știu, unele descoperiri științifice. Dar lăsăm un pic știința deoparte, ne ocupăm de alte lucruri care țin de suflet. Atențiune! O să urle cățelul meu. În curând. Ora a fost distrasă, oricum. A trecut o salvare. Pentru cine a auzit? Probabil e chiar o atențiune. Cățelul meu probabil că a fost ocupat, lupoaica. E o atenționare. Posibil că ar fi bine să ascultați mesajele acestea. Am spus, nu știu câte vor fi. Vom vedea la sfârșit, căutați un video, când începe numărul 1, 2 și câte ori mai fi. Vă puteți alege un singur număr, 2, 3, toate. Dacă sunt 6, puteți să le combinați. De exemplu, să schimbați ordinea, nu neapărat să le ascultați 1, 2, 3, știți, ca la armată. Fără armată și fără matematică. Încercați să fiți creativ în abordarea acestui proiect. Sper să mi se respecte drepturile de autor. Adică, puteți să începeți cu 6, să continuați cu 3, cu 2, cu câte, eu știu, numere vreți să vă alegeți. Dacă vreți, de fiecare dată, ca mesajul să fie despre o singură persoană, este libera voastră alegere. Dacă vreți ca un anumit număr să se refere la o persoană, altul la altă persoană, iar este libertatea voastră de alegere. În fine. În acest proiect, cu care o să vin periodic în fața voastră, sper să adaug și versuri pe care unii dintre voi le faceți. Dacă aveți curajul și încrederea să-mi trimiteți versuri pe care le faceți, ar fi minunat. Pentru că sunt convinsă că toți, în aceste momente de inspirație, avem datoria să împărtășim parte din creația noastră. Poate unii dintre voi vă considerați scriitori anonim sau neînțeleși sau pur și simplu ați scris odată, de două, de trei ori în viață când v-ați îndrăgostit sau când ați suferit foarte mult, momente prin care toți trecem. Dar am spus, consider că este bine ca această energie să circule și să o împărtășim pentru că ni s-a dat tocmai ca să o împărtășim. Și suntem datori să ne susținem unii pe alții, măcar acum,
când sistemul încearcă să ne separe, când alte forțe încearcă să ne separe și să ne ia dreptul la exprimare. Puteți să puneți pauză. Eu o să încerc să mă adun. O să-mi pun ochelarii pe care îi folosesc eu de vreo 3 ani de zile. Pentru că am muncit mult și am plâns mult la viața mea și ochișorii mei probabil au nevoie de ajutor în această perioadă. Ar trebui să fiu mai aproape de cameră ca să pun pauză în cazul în care cumva mi se pune vreun nod în gât de emoție. Repet, puneți pauză, găsiți-vă numerele și haideți să vedem ce iese. O să încep totuși cu introducerea, pentru că mi se pare faină. Este o introducere făcută de fată către mamă sau pentru mamă în acest proiect. Este un ajutor foarte frumos pe care nu orice fată îl oferă mamei și invers. Știți bine că sunt situații și situații. E un exemplu fain. Mama mi-e prietenă de când mă știu, dar ne-am împrietenit cu adevărat când am descoperit cărțile. Cuvintele au pus temelia legăturii noastre, pentru cine are urechi de auzit să audă. Citeam și vorbeam despre viață. Când eram adolescentă, citeam amândouă de parcă l-am apucat pe Dumnezeu de un picior. Weekendurile ne prindeau în vârful patului cu câte un roman în mână. Trăiam în lumea scriitorilor canonici și a scriitoarelor melancolice și marginalizate. Citeam entuziasmate, amândouă complice la un mic lux pe care ni-l permiteam în plină sărăcie. Să ne cumpărăm din când în când cărți și să avem liniștea să le terminăm. Discuțiile porneau din lumile paralele și coborau în intimitatea experiențelor noastre în carne și oase. La intersecția dintre ele, aflam nuanțele, contextul, nedreptățile. Turnam cafea în cești și plângeam. Și râdeam. Apoi scriam. Astăzi, prietena mea face 55 de ani și nu s-a oprit nici din citit, nici din scris. Îi mulțumesc că mi-a făcut o așa introducere în viață și că m-a învățat unul dintre cele mai importante exerciții în fața haosului. Să-mi construiesc echilibrul din cuvinte. Vera Dimulescu, jurnalist, 2018. Bine, cândva am scris și eu în tinerețe, la primele iubiri, care n-au fost chiar cele mai puternice, cu cât am iubit, cu atât am iubit mai puternic, și de fiecare dată m-am transformat și de fiecare dată am învățat să îmi construiesc echilibru, nu musai din cuvinte, și prin ceea ce știu eu mai bine să fac. Din puncte, linii, cerculețe, pete de culoare și cândva o să împărtășesc cu voi și aceste momente de echilibru. Prima, puteți să luați acest intro ca un mesaj unii dintre voi, dacă vreți. Să iau un pic așa, alandala. Prima poezie. În fiecare zi duc la gunoi resturi de cuvinte pe care nu le-am spus. Din diverse motive. Femeia de serviciu le mătură îndelung, unele dintre ele se agață în disperare de coșul de gunoi, de aceea câinele lupa al vecinului latră continuu. Marța și vinerea vin gunoierii. Le triază emoțional. Alea metalice care pică greu la suflet le pun într-o pungă albastră. Cuvintele comune din lemn sau din carton intră în pungile verzi. Cuvintele rele vor să iasă mereu din punga maro. Sunt ostile și viclene. Se înmulțesc repede. Gunoierii nu se încumetă să le lase pe palier. În fiecare dimineață mă așteaptă lângă lingurița cu miere. Cuvintele mieroase. Sunt corect îmbrăcate, civilizate. Cu ele trec strada și mă strecor de o viață printre oameni. Salută politicos,
Sunt doar câteva. Le îmbrac în fiecare zi cu altceva. Întotdeauna când trag ușa în spatele meu, mă opresc câteva secunde să intre cele care n-au comunicat asta, pentru că oamenii se grăbeau și sunt chiftuiți de atâtea cuvinte civilizate. Cuvintele astea care intră pe ușa în spatele meu sunt atât de triste încât mă îmbrac într-un clovn ca să le fac să râdă. Ele se așează pe cele trei scaune din bucătărie, claie peste grămadă și plâng în hohote ori de câte ori îmi desăvârșesc pantomima. Sunt un clovn prost, recunosc. Apoi, câinele vecinului merge la culcare și noi moțăim în pat, la televizor, peste noapte, ele sfărăie, le împing în perete cât pot. Unde să mai culc atâtea cuvinte nespuse, neîmpărtășite? Altă poezie. Poate nu-i neapărat necesar ca femeia să fie fericită. Bine că ajung banii să-și cumpere cât un cappuccino la pahar și întrucât soarele n-a părăsit-o, îl bea pe banca înaltă, abia ajunge vârful pantofilor pe caldarâm. This is me. E și ăsta un mod de a te eschiva. Ea mătură gândurile ca niște gândaci negri și borțoși, le ia pe făraș, șterge circumvoluțiunile de praf și soarbe primul strop din cappuccino. De regulă, caută o bancă sub castan. Îi mai pică o castană încrâncenată direct în mușuroiul roz al sistemului nervos. Nu scoate niciun geamăt. Femeia geme în surdină, cu palma la gură, când îi se povestește ceva. Nu scoate niciun geamăt. Ceva lung, trist, fără șanse să muște măcar un colț dintr-o poveste roz. Ca și cum vrei să mănânci o înghețată de vanilie, să socializezi, adică, și te dor cei 7 dinți care ți-au mai rămas. E momentul când sistemul nervos fermentează, are un iz de must în fierbere, toate castanele îi cad în cap, numai poveștile triste nu se termină. Se trezește la farmacie întrebând: aveți un antidepresiv ușor? Farmacista are un halat atât de alb încât femeia amețește. E undeva la Polul Nord, pe o banchiză, doar ea și ursul polar. Pe cât de țeapăn e halatul, pe atât de strâmbă e gura când o refuză categoric. Nu. I s-a părut că ochii ei privesc întreaga prostie pe care femeia a acumulat-o de-a lungul vieții. O ține într-un borcan, pe balcon, nu se alterează. Când vrea să se ignore, mai gustă o linguriță. Femeia face o rotație de 180 de grame. Farmacista o urmărește împreună cu ursul polar. Pe banchiză. Nici acum nu se găsește un antidepresiv ușor, fără rețetă, să-ți zâmbească viața aia roz, în timp ce ultima castană te trosnește în moalele capului. Următoarea poezie. Ți-am spus, când ne-am așezat unul lângă altul în pat, ca să ne măsurăm tălpile, că vecinii din bloc ar trebui legați la ochi și la gură ca să ne auzim mai bine. Pereții s-ar decoji într-o dată, noi ne-am aproviziona unul dintre altul. În urechea mea ai auzi marea dacă o așez pe pieptul tău. Și liniștea aia ar susura, ar clipoci:
toate cuvintele de amor care ar înnebuni cearșafuri, perne, toată pielea atât de strâmtă de pe oase. Nu știu cât am rezistat așa, împăiați în taina noastră. Frigiderul e plin, apa avem, trecutul e un prag peste care trecem. Chiar și în pat, cuvintele au aceeași cadență cu simțurile. Un strat de simțuri peste care așternem cuvinte rotunde, perfecte. Mai târziu le notăm în jurnal pentru ca viitorul să reînvețe să ne citească așa cum stăm unul lângă altul. Cu vecinii ostatici în beci, ca pe o insulă pe care o traversez repede în maxim o jumătate de oră. Apoi, ne vedem fiecare de viitorul lui. Vecinii ies ca șobolanii din subsol, insula devine peninsulă, apoi continent, a mai rămas jurnalul în care nu mai înțelegem nici măcar alfabetul. Altă poziție. Să ai atâta răbdare în degetul arătător încât să-mi descoperi punctele cardinale, focare de război de-a lungul coloanei vertebrale sau între sâni unde o pasăre își face cuib. Ea zboară în jurul inimii ca un satelit. Să ai atâta răbdare încât să ne uităm în trecut, să povestim pe îndelete fotografiile, să citim scrisorile sau să-ți arăt poza tatălui din cimitir. Să ai atâta răbdare încât să-ți citesc ultimul poem scris prost în caiet și să nu schițezi niciun gest. Să ai atâta răbdare încât să ne potrivim anii și cuvintele de parcă am fi trăit concomitent. Un cuvântul, unul eu, o eșarfă, o agățăm la marginea clipei, să-i dea echilibru sau Dumnezeu știe ce. Altă poezie. Femeia la 50 de ani se așează la masa tăcerii. Scoate din servanta bunicii tacâmuri pentru toți musafirii. Ceasul cu cuc, prins în hol șuruburi, începe să vibreze. Cucul cântă de 12 ori și iese grăbit din colivie. Femeia la 50 de ani s-a gătit de sărbătoare. S-a dat cu ruj în obraj și marama bunicii îi acoperă părul împletit în patru cozi subțiri. De ele atârnă câte un ban de argint, câte unul pentru fiecare musafir. În aer nu fâlfâie nimic, păianjenul înfășoară fiind razele de lumină. Femeia le pune ca dar lângă farfuriile din porțelan. Se aude o poartă care scârție și ea se ridică și se îndreaptă spre ușă. Bine ați venit! Și cucul zurbagiu cântă de și jumate. Pe rând, intră în casă femeia de la 40 de ani, silfida de la 30 și cu capul în aerul fiind se înghesuie și cea de la 20, ținând de mână o fetiță stângace care îngaimă. Uf, abia am ajuns, mi-o foame de lup! În paharul cu șampanie strălucește câte un ban de argint pentru fiecare. Încă o poeție. Încă un mesaj. Te-aș putea așeza în spatele ochilor
ca să fii în privirea mea tot timpul. Sau să-ți crestez în palmă un ac înroșit, linia vieții. Și să mă așez din loc în loc în diferite ipostaze ale vieții. Ca să nu uiți de mine, ți-aș lăsa între omoplați o mușcătură veninoasă de șarpe boa, leneș și roșu, care te strânge de la glezne până în creștetul capului. Sau o vânătaie pe unghia de la mână când vrei să închizi o ușă și rămân în spatele ei, golită de emoție, sau chiar de sângele care se scurge pe parchet. Să rămân doar cu oasele și pielea în care m-am încastrat fără să știi, în care am încastrat fără să știi, și fotografii cu noi încă vii. Aș putea să-ți iau o șuviță din păr, să o pun în cutia cu colecții, între șervețelele adunate de la nunți, cu miri fericiți, cu vederi de pe alte tărâmuri, cu plaje și munți și nisipuri mișcătoare, unde tâlpile noastre n-au încrustate alte istorii. Noi nu avem decât mica noastră istorioară. Ca două mâini care au încercat să-și încapă în aceeași mânușă, în același buzunar, în pantoful desperecheat, într-un automobil cu un singur loc, fără direcție, sau într-un tren care a dereiat pentru că locomotiva era în depou la reparat. Te-aș putea naște din nou într-un poem. Ar fi prea lung, lumea s-ar plictisi, el s-ar sfârși în mod sigur trist, pentru că am obosit. Și nici sânge în vene nu mai am să pompez în două inimi bolnave. Aș putea să te uit, dar cine să-și mai aducă aminte de noi? Altă poezie. Femeia la 50 de ani scrie cel mai frumos poem de dragoste, marți, când se întoarce de la înmormântare. Pentru că toată ziua s-a agățat de sfinții de pe pereți cu mâinile goale. Ea, pipernicita, păcătoasa, care abia stâlcise în picioare un mug de țigară. Și nu cerea nimic. Ei, sfinții, stăteau cu ochii în sus, biserica în culori stridente, îi întorcea privirea de pe o parte pe alta ca pe o clătită. Preoții cântau grav și ploaia nu reușea să stingă lumânările aprinse. Femeia ar putea să scrie prea mult despre nefericire, dar pentru echilibru scrie un poem ridicol în care o mănușă desperecheată își întâlnește perechea pe o bancă sau între tufele de bujor care au înflorit de două săptămâni. Femeia asta ascultă slujba ca o păcătoasă. Numără lumânările care pâlpâie voioase. Tăcerea e străveche. O simte în ziduri pe care le-ar răzui cu dinții. N-are voie să strige. Preoții promit fericirea în care vrea să creadă. Ea scrie un poem de amor, e ca o notă falsă într-o capodoperă. Privește în jur și observă nefericiri prinse de ploape, de barbă, de mâinile care freamătă. Poemul de iubire ar fi prea mic pentru fericirea din biserică. E boldul cu care se prinde doliul la rever. Pe stânga sau pe dreapta? Nimeni nu știe. Încă o poezie? Îmi place foarte mult. Cât
de interesantă e fața mea când amintirea pe care o evoc crește ca o flacără în ochii tăi. Jar pe care îl credeai stins într-o sobă țărănească la care închizi ușa vopsită cu bronz. Și cum îmi scot din buzunar ultima fărâmă de curaj să-mi strecor degetele printre ale tale. O împletitură în care mă depun ca un ou într-un coș din răchită. Și cum pot să privesc lejer cerul în timp ce umărul meu scund se atinge ca o răsuflare de mâna ta. Instantaneu rămâne un loc veșnic în care amintirea va face fețe-fețe. Și cum descoper, fără să-mi dau silința, că îmi place asfaltul și porumbeii care țopăie pe fața lui și tinerețea și bătrânețea. Lumea e o carte de colorat pe care o deschidem împreună. Stăm în bancă și ne împrumutăm creioanele colorate, guma de șters, sugativa, penarul stă la mijloc. Nimic nu e în dublu exemplar. Împărțim totul în două. Chiar și sandwichul din ghiozdan. Și cum nimic nu-i povară și grijă și blestem, viața întreagă s-a cuibărit în încleștarea degetelor noastre și așa mergem care încotro, doar amintirea stă nemișcată în coșul din rechită. Cine știe când vom apela la ea strigând după ajutor? Cam atât. Sper să vă găsiți mesajele de la îngeri, pentru că îngerii ne inspiră în aceste momente. Sper să înscrieți pe Facebook și eventual așteptați ca în câteva zile să vă pun la dispoziție un e-mail în care îmi puteți scrie cei care nu aveți Facebook, cei care vreți să împărtășiți cu noi din emoțiile voastre, triste, mai puțin triste, și să ne transmitem unul altuia mesaje de încurajare pe care le-am primit de altfel tot de la Dumnezeu. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, inspirație divină și numai bine, vă pup!